Salut, eu sunt Vlad și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem cu Mimi. Bună, eu sunt Mimi. Astăzi vom face Not My Arms Challenge. Pentru cei ce nu știu engleză, Not My Arms Challenge înseamnă nu sunt mâinile mele challenge. Provocarea nu sunt mâinile mele, dacă are sens pentru voi. Știu să machez perfect, mă machez în fiecare dimineață. O să pretindem că mâinile mele sunt mâinile lui Mimi. Practic este o zi obișnuită în care Mimi se machiază. Eu deja m-am dat cu fond de ten și cu pudră pentru că știam că Vlad... Am dat skip la acest pas. Nu putea să fac asta și... Să vedem ce avem noi aici. Ridic tot trepiedul că nu știu cum să scot camera. Ce avem aici, Mimi? Avem aici contouring. Pensula pentru contouring, pensula pentru highlighter și pensula pentru blush. Avem un tuș pe care eu nu-l folosesc în fiecare zi, dar m-am gândit că dacă vrei. Dar este o ocazie specială acum. Da. Aici sunt uneltele de făcut sprâncene. Boring. Asta înseamnă că Vlad trebuie să schimbăm poziția. Asta sună foarte greșit. Bună, eu sunt Mimi și astăzi o să facem Not My Arms Challenge cu Vlad, care este în spatele meu și e o situație foarte ciudată. Prima dată o să facem contouring-ul, așa că o să iau pensula cea albă. Nu, aia nu e albă, nu. Și paleta pe care scrie Naked și, nu, cealaltă paletă. Acum o să o desfac, fără să-mi dau cu față. Bine, Mimi, să închid geamul. Închid geamul? Dacă nu vrei să închid geamul, nu-l închid. Nu înțeleg, dar o să iau partea maro și o să mă dau pe... Ok, e de ajuns. Și o să mă dau pe... Cum se zice la partea aia? Pomeți? Exact. Nu, e sub pomeți. Obraz? Nu, dunga. E o dunga acolo. Aia. Dunga? Ce dunga? Du-mă tu, că eu nu-ți văd fața. Tu mă duci, eu doar te dau aici. Ok, hai să încercăm și pe cealaltă parte. Trebuie să mai pui produs. Ok, nu pe mine. Oh, shit. Cred că e de ajuns. E ok. Ne-am descurcat de minune. Gata, Vlad. Ok, lasă pensula aia jos și iau pe aia. Și acum o să folosești doar partea albă din această paletă. E de ajuns. Și o să mă dai pe sub ochi, dar nu acolo, da. Exact. Cred că m-am reușit ceva. Așa mă mai machize din când în când, mișc capul în loc de mâini, e ok, e rău. E mai simplu. Și acum hai să luăm pensula de blush. Aia, neagră, aia. A, da, aia. Asta. Aia, da. Așa, și acum ține mâna că mă dau eu. E ok, mi-ai băgat-o în gură și s-o... Gata, m-am mâncat ăsta și m-am scârpinat. Hai să facem ochii sau sprâncenele. Oh, hai să încercăm cu sprâncenele atunci. Ok, e un creion acolo, e negru și lucios. Negru și lucios. Coaie, ce ar trebui să iasă din chestia asta? Invers, stai, e prea mult. Ah, chiar aici ceva. Un mordecan aici. Ce e? Păi chiar să te facă bine. Deci nu te cred. Ia uite-l, reușește, nu poți să cred. Acum nu pot cu dreapta, deci fac cu stânga. Putem retușa. Sunt sigură. Super, mi-ai făcut o mega sprânceană. Păi așa? Aia, nu, aia. Asta. Nu, cealaltă. Și acum piaptă-mi sprâncenele ca să iei surplusul de produs. Poate reușim să luăm și acea virgulă pe care ai făcut-o. Paletă! Și vreau să aleg o culoare din ea, care îți place ție. La fel toate. Okay. Aleg asta. De ce se numește Vibrate? Nu poți să-i spui gri sau ce culoare e asta? Este un crem, cappuccino. Crem, cappuccino, coaie, băieți, pentru băieți, culoarea asta e gri. Așa, și acum iei produs nu foarte mult și îmi pui la ochi. La ochi, nu în ochi. O să închid? Închid ochi. Gata. Bine, ai luat o culoare care chiar nu e periculoasă. Puteai să iei portocaliu dacă voiai să faci. Nu văd! Eu zic să iei o culoare care se vede puțin mai bine. Ia că te dau cu de-asta. Wow! Am făcut cea mai mare greșeală din lume. E oribil. Super! Stai așa. Vezi că trebuie să mai pui produs. Da, corect. Aoleu, băi, a distrus paleta. Stindem pe aici. Oh, super Vlad, mersi! Păi e noua modă, nu știi? Da, ești trendsetter. Fetelor, asta faceți acum încolo. Vlad, cu ce am greșit? Dacă îți scot un ochi, au. Aia e, bum! Superbă sunt. Și tuși sau crezi că te satisface acest make-up deja? Vreau să-ți folosesc fiecare unealtă de aici. Bine, hai să folosim și tușul. Tuș! Trebuie să ai mare grijă. Ce face chestia asta, unde o dai? Când folosești tușul, e acea linie neagră pe care o vezi la ochii fetelor. Ăla nu-i... A, da, da. Dar e tuș, ai grijă cum folosești ăla. Acea linie neagră, ok.
și așa ascuțit? Pentru că așa e un tuș bun. Oribil, perfect. Super! Așa aș fi făcut-o și eu. Ups, shit. Ups. 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 Mi-e frică să deschid ochii. Ups. Oh, Doamne. Wow, Vlad! O să vorbesc cu prietena mea, Ioana Cristea, să te angajeze la ea ca ucenic. Rimelul. Asta. Și trebuie să-mi dai pe gene. Știu. Au. Ok. No. Ai obrazul. Cream că tu te miști, cream că tu îți pui ochii în ea. Nu. Wow, e oribil. Urmează rujul. Avem trei variante. Asta. Ce părere aveți despre acest machiaj de 5 stele a la Vlad Munteanu? Puteți observa din unghiul acesta minunat, stânga, dreapta. Vlad se pricepe super bine la machiaj. Este puțin mai exotic și mai crazy, așa, vă arătați că sunteți o persoană încrezătoare. Se agățați pe toți. Eyeliner. Ia uite, am curat strâmba acum.